Odată cu noul program național apicol 2017-2019, apicultorii sunt nevoiți să depună individual cererile de decontare a cheltuielilor la Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură. Până anul trecut, aceste solicitări erau depuse de către asociațiile apicole. Subvențiile erau oferite asociațiilor de către APIA, iar acestea le repartizau ulterior apicultorilor sumele cuvenite. Solicitanții de data aceasta sunt persoanele fizice, IMM-urile și persoanele juridice, în nume, depun cereri individual. Până anul trecut, sprijinul s-a acordat prin intermediul asociațiilor. Apicultorii sunt așteptați la centrele APIA pentru a depune cererile pentru subvenții până pe 15 august. La Buzău sunt înregistrați aproape 1200 de apicultori. Noi suntem un județ în care în ultimii ani numărul apicultorilor și numărul familiilor de albine a crescut foarte mult. Este o activitate cu care se ocupă din ce în ce mai mulți buzoieni. La nivel național, valoarea sprijinului financiar alocat Programului Național Apicol pentru perioada 2017-2019 este de peste 97 de milioane de lei.